Bună! Bine ați venit la o poveste cu soția mea, Miaela. Un nou vlog în familie. Un nou vlog în familie. Vreau să vă facem astăzi o poveste pentru cei care nu ne cunoașteți și faptul cum am cunoscut-o eu pe Miaela. Dar înainte să vă spun cum am cunoscut-o, trebuie să vă spun ceva. Fiindcă așa e bine, să spui oamenilor fără păcăneale, adică fără mințeală. Înțelegeți voi? Eu sunt din Cluj-Napoca. Născut, șmecherii, crescut în Cluj. E oamenii din Cluj. Eu am crescut la casa de copii. Dar niciodată n-am cedat să îmi fac o familie. Visul meu a fost să am o familie, adică să o găsesc pe Miaela. Și 40 de ani i-am căutat-o. Și poate voi nu mă credeți mulți, dar i-am visat cu ea. Eu înainte cu 2 ani să o cunosc, am visat-o. E mintea aia să paralizez. Bun. Am cunoscut-o pe rețelele de socializare pe Facebook. Hello! Hello. Și mi-am dorit foarte mult ca să o cunosc. Când am văzut-o prima dată, eu m-am băgat cu ea în seamă, la care mi-au răspuns și de acolo gata. Bineînțeles, primul ei telefon a fost care obligații, care doi copii. Eu, într-adevăr, am dus-o cu vrăjala, n-am spus eu cine ești, ce am făcut asta, că a venit la mine. Și uitați, sunt de atunci, alo, să ne înțelegem. Câți ani, mama? 5 ani că suntem împreună. Să nu credeți că ne-a fost ușor împreună. Aducând-o la mine din Italia, eu n-aveam o casă, n-aveam o masă. Săteam la niște români, dar cum te fute românul, nu te fute nimeni. Dar când Miaela au venit la mine, eu aveam ceva acareturi, le-am bichindit și mi-am luat o caravană. Și după ce ne-am luat caravana, m-a pus la muncă, șefa. Să ne înțelegem că eu nu eram în Italia la... Nu. La muncă, vedeam îngrijitoare de bătrâni. Lua 500 de euro, din care 490 trimitea la copii, 10 euro își lăsa ea ca să-și ia cartele să poată suna copiii. Dar asta e altă poveste. Acum am vorbit doar cum ne-am cunoscut și cum am reușit amândoi să fim uniți și să nu ne intereseze de nimeni, cum nu ne interesează de nimeni. În afară de mine și soția mea și copilul meu, și am dat șansă la fetița mea, dar încă mai are chef de distracție, Doamne ajută-ți, Doamne. Dar vreau să zic că odată noi am ajuns faimos pe TikTok, pe urma pe YouTube, am fost foarte mulți criticați că suntem cum suntem, că cerșim bani, că nu, noi n-am cerșit la nimeni și n-am cerut niciodată de la nimeni nimica. Dacă ni s-o da, poate ni s-o da cu din inimă bună sau unii o da cu agățară, cu interes. Dar nu mai vorbim nici de aia. Vreau să vă spun secretul între mine și Miaela. Secretul între mine și soția mea este un singur lucru, respectul. Dacă n-ai respect, care femeia te spală, te calcă și îți face viața frumoasă, nu te respecti pe tine ca om. Credeți-mă ce vă spun. Și dovedit chestiile astea că la 5-lea canal, care eu îl pornez la zero. Hello. Hello. It's good day today, no? It's good day. Thank you. Și am avut putere tot timpul, faptul că ea e mai puternică ca mine și tot timpul mă îndamnă spre bine. Mircea, tu poți, niciodată nu mi-a zis nu poți. Mă știe cum să mă... Dar contează foarte mult că vă văd pe muncă, vă plângeți de despărțiri de astea. Băi, oameni buni, eu vă spun ceva. Păi dacă umblați cu 10 pe telefon, e mâncavaș, nu e normal să se despartă. Ce nu-ți place ție, nu face la partenera ta.
Eu de 5 ani de zile telefoanele mele sunt pe masă. Eu n-am secrete. Asta faceți mulți greșeli că... Dar amănii nu vă condamn. Alo, să ne înțelege. Fiecare faceți cum vreți. Dar dacă vreți să-ți margă bine, ia uita și acolo ce frumos e. Uitați pe neul ăla. Suntem în aer liber, oameni buni. În natură suntem aici. Am hotărât să facem bloguri afară. Dacă vreți să ai liniște în casă, trebuie să-ți apreciezi și să te mulțumești cu ceea ce am. Eu știu că mi-a ela nu-i 70, 80, 90, dar nici nu-mi doresc o femeie din aia. Îmi doresc o femeie care să mă iubească așa cum ea. Cu dragostea ei, cu trandeț, cum îi zice mama? Trandeța ei, înțelegeți? Bine, eu nu prea știu. Bă, de-aia mă râde lumea de mică, eu nu știu să vorbesc. Bă, da, alu, bă, unde ați făcut școli, ce școli ați făcut? Eu îți așa cum îți bater, bă, nu le gândesc. Le dau drumul, le lansez, tată. Într-adevăr, n-am făcut școală, n-am făcut, dar alu, aia nu înseamnă că nu știu să respect, să dau un bună ziua, că-i merită, că nu oricui, tată, nu poți să dai. Nici voi nu salutați pe toată lumea, asta e adevărul. Dar eu îți mulțumim de tot ce am realizat, tot ce am cu soția mea și așa am cunoscut-o, bă, oameni buni, de pe Facebook, să știți, să nu mai mă întrebați. Și ne-am plăcut, ne-am întâlnit, ne-am îndrăgostit și am mers înainte. Aici, în orașul unde stăm noi, sunt 20 de familii. În afară de o singură familie la care mergeam cu badajele să luăm apă, că apa e gratis, o dă gratis, nu mergeam la nimeni. Nici baie nu vream să... Meream la hotel și ne spălam, mâncare ne făceam în caravană. Și uitați, așa ne-a trecut. Ca să iei casă aici e foarte greu, trebuie să răspundă cineva pentru tine, trebuie să fie recomandat să iei o casă. Dar cu răbdare munceam amândoi. Trimiteam bani la copii, am fost și în țară la copii, am adus copiii aici, iar mult problema că copilul mare e în țară și noi suntem aici. Copilul ales să-și facă viața acolo, nu trebuie să criticați sau să judecați pe cineva. Dacă nu știți problema în sine, nu vă dați cu părere retată, că așa de apuc și eu și îmi dau cu părerea și pe urmă vă supărați. Nu! Fiecare trebuie să vedeți cum e. Iar certurile astea mele pe YouTube, credeți-mă, câteodată o făcut bine, câteodată nu o făcut bine. Dar asta îi, ăsta sunt eu, îți mai temperutos, mai... Bă, adică mai cu valoare, alo, să te înțelegem. Până la urmă, dragile, TikTok, locul 6 nume, tată. Asta, bă, eu, bă, un prost, bă, eu prostul care voi ziceți, și ăsta am ajuns locul 6 la 1.200.000. Asta eu, bă, eu mă pomândri, bă, oameni buni. De ce și pe YouTube când faci 100.000 de abonați îți dă butonul ăla? Mie pe TikTok deja îți locul 6, nu? Verificați pe Google. Deci unică Gordon 400 ce loc e pe TikTok și mă ias acolo. Și câștigurile mele și tot, eu nu mi-am ascuns niciodată. Eu n-am de ce să mă ascund de nimeni, mai oameni buni. Eu asta am vrut să vadă lumea. Pentru ce faci bine? Faci poze și eu îți live cu tine aici, vorbim. Fac pe telefonul meu. Dar ca cum că tu mai ai pe mine de gâscă sau ce e aici? Alo, să trăiești atât. Da, vedeți? Asta face cineva să mergem trage tot timpul. Mai-mi dă una la coste. Băi, oameni buni, eu vă spun ceva. Rău care vi-l doresc să mi-l dea Dumnezeu mie și la copilul meu și la nevasta mea. Și la fetița mea. Nu-mi doresc decât să fiu lăsat în pace de anumiți oameni din pe YouTube, să le dai Dumnezeu sănătate. Îmi pare bine că își respectă pactul, cel puțin pentru început. Hai să faci glume pe seama mea, e ceva normal. Că bă, alo, dacă nu se face glume pe seama ta, înseamnă că nu ești nimic. Bă. Dacă niciodată cineva îți pronunță prea mult glumele tale, felul tău de a fi, înseamnă că nu. Dar nu fac asta ca să pornesc alt scandal, că nu mai-mi doresc, credeți-mă. Eu vă doresc tot binele, nu dau nume la nimeni, nu mă interesează de nimeni. Fiecare e liber pe TikTok, pe YouTube, pentru oricine. Dar numai să ai curajul să aprinzi camera, bă, și să ai și papagal, că dacă n-ai papagal, tată, alu, la ce cumpăra și papagalul în casă? Să ce pripească? E așa și pe aici, tată. Bă, femeia, nu mă făcă, ți arunc acolo unitele. No, ia, oameni buni, iară mă bate. Mâncați ăștia, dai trup de sală. Nu, de amar bine. Vedeți că nu-mi dă va. No, asta nu înseamnă să fii corect. Nu-ți dă, asta e. Mă duc la altele. Bani nu mi-ai dat? Au! Atunci joi am la pensie, azi am la pensie, nu ți-am dat-o. Cui? No, de amar bine. Eu am văzut azi vreun bani?
Nu mă pot să zic că-ți bagi pe card, că te ia bâțul. Ok, oameni buni. Sper că v-au plăcut și... Păi și tu acolo, așa arată ce e pe aici, ce frumos e. Uite ce mânz mic, uite-te ea, uite-te. Ăla trebuie luat și dus în casă cu mine, uitați-l. Nu știu dacă se vede acolo poneul. Nu știu dacă se vede. Se vede, mă, oameni buni. Acolo e poneii, vedeți? Uitați ce frumos e aici, oameni buni. Suntem pe la băncuță și vă facem talent aici, acasă. Că în casă s-a tot făcut. Mai da, mai facem și pe afară, oameni buni. Și mai mergem și da. Pe afară. Corect. Hai să văd câte minute este. Foarte frumos. Alo, 10 minute, da, de amar vieși. Foarte frumos, să faci în aer liber. Da. Nu, no, tu ai ceva de spus la oameni aici. Ce fel de om îți eu, cum te-am vrăjit, cum te-am anglit. Dai un pic, să punem aici, mai aproape de tine. O zi la oameni aici acum. Adevărul de mine să te vezi că... Alo, dar nu mai mă bate tu. Da, nu, gura mică, că o să ți-o fac într-o zi. Da, bine, zi la oameni aici. Mai vrăjit, tu cu ce mai vrăjit? Asta e, bine, zile ce om îs, cum am fost, din ce am fost, cum sunt astăzi? Fost, erai foarte nervos, foarte agitat, no, foarte stresat, disperat, dar încet, încet și încă e loc și dă mai bine. Ei, încet, încet începe să prindă toate alea. Trebuie să mă pun cu bățul pe el ca no, să... Gata, ia mă faci tu, eu te-am întrebat să zici că mă bați? Aia știe toată lumea că băbați, că e șefă. Zi felul meu de bărbat cu mâs, da, ești fericit. Gata, poți să vorbești încet? Nu, de-amar mie. Gata, nu mai vorbi, că nu mai vorbi prea mult. Zi mai tu. Vorbesc și eu, că numai tu vorbești. Dar vorbești ce trebuie, femeie. Bă, dar s-o iei. Dacă nu taci. Ce să spun? Să dea Dumnezeu la toată lumea sănătate, să dea Dumnezeu liniște. Noi suntem bine, am trecut prin foarte multe greutăți, dar împreună, doar așa le-am putut trece și face față la toate aceste greutăți, că nu e numai bine, doar împreună și sprijinindu-ne unul pe altul, că dacă nu ne susținem, n-ai cum. Adică, no. Și să nu aplicați... Când unul trage în stânga și unul trage în dreapta... Da, și să nu aplicați urechile la oameni care îți vor rău. Că sunt alți oameni care se bucură. Da, nu-i apropo la nimeni, dar sunt oameni care se bucură când cineva se desparte. Pe mine m-a unit Dumnezeu, cum e el, arată și tu. La fel, ne-a unit pe viață. Eu nu m-am dus ca tata de 5 ori să mă căsătoresc. Alo, eu m-am dus odată și bine. Mie nu mai trebuie să mă duc la biserică încă o dată. M-am dus, gata-i. Dar mulți alții se bucură când cineva se desparte. Ei, noi nu ne despărțim. De nici să mă văd amăla. De ce să mă despart, bă? Că eu cu femeia asta am tată în greu și în sănătate și în tăție. Alo, să ne înțelegem. Vrei să ai o familie? Respectă-ți cu ceea ce ai. Nu mai te uita, ală. Bă, și eu mă uit când ești păstată. De ce să mică nu mă uit? Dar rămân cu privirea, atât, cu văzutul. Nu mă bag pe chat-ul și vorbesc cu femei. Voi asta faceți mult. Da, facă fiecare ce dorește, că nu ne interesează. Că noi, dacă femeia de lângă acel bărbat acceptă, asta nu mai depinde de fiecare cu care lui. Corect. Fiecare ce dorește. Noi așa suntem noi. Trebuie să, cumva, să ai o convenție când două persoane să... să adună, să pună condiții. Adică să fie scânteia tot timpul. Da, nu, și să fie condiții. Uite, aia nu-mi place, aia nu-mi place, da. Doar nu avem numai calități, avem nu, și defecte avem. Fiecare are, nu e nimeni perfect, așa că... Singurul lucru ce îmi place la nevastă mea, că când vorbesc, ea mă ascultă și pur mai aia deciziile, adică finalul. Ce nu-mi place la el? Că e foarte dificil când e vorba să mergem la cumpărături. Se enervează, n-are răbdare să stea la rând, n-are răbdare să... Nu are răbdare. Asta nu știu ce o să fac. Într-o zi cred că o să-i pun o lesă și o să-l duc așa cu... O să-i pun și botniță ca să nu mai vorbească. Și îl duc cu mine, ca să-l am după mine. A, ca să... Bine că mi-ai dat o idee. Las că-mi pun o bovniță și mă plimb în oraș. Bovniță. Păi să mor de nou așa asta. Pui masca și gata. Nu, bogniță din aia aici la gât. Și mă trage, hai câine, hai câine. Lesă din aia. Botniță e aia ca ți-o pui la bot. Da, bă, la ce, dar eu nu pot, eu tău vorbesc, bier. Tăpa.
Nu mă lasc. Așa că trebuie să fiți foarte activi în, în relație, să comunicați foarte mult, pentru că dacă stai și ești monoton și da. nu se discută problema, de exemplu, este o problemă, trebuie discutată în doi, pentru că unul singur trei. Nu poate să rezolve numai unul. Și... de-aia să uneți două, un bărbat și o femeie, ca să-și ducă viața împreună. Și la bine și la greu. Și comunicarea la... contează foarte mult într-un cuplu. Acum și... nu dăm noi lecții de viață, dar... cam asta e, dacă vă pierdeți și vă motolați într-un fotoliu cu chipsul și bere și vă uitați numai la televizor, tată, filmul trebuie văzut împreună în familie. De câte canale au pierdut Mircea și de fiecare dată când mi s-a închis sau asta, am zis, nu, nu are mic, asta e, mergem mai departe, corect. Las că facem altul. Asta este. Niciodată n-am zis, gata, renunțăm și... No. Și nu o să renunț niciodată la YouTube. Ok, vă mulțumim din vă suflet, mulțumim. Să aveți o zi minunată, sănătate multă și toate cele bune. Vă mulțumim că ne înțelegeți și că ne susțineți. Doamne ajută la toată lumea și încercați să fiți mai buni oameni buni, că nu costă nimic să, nu costă nimic să fiți buni, în sensul și voi sunteți consumatori de YouTube și nu vă lăsați păcăliți sau prostiți de oameni care vedeți voi cu ochii voștri. Eu nu zic că sunt un om perfect, toți avem greșeli. Și eu greșesc că e omenie și voi greșiți că sunteți consumatori. Așa e, cu asta am spus totul. Vă pup și o zi frumoasă. Doamne ajută la toată lumea. Avola.